Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod din Minecraft Mod Showcase. Wow, cred că e a doua oară când filmăm pe mapa asta și prima oară când am făcut-o, am reușit să strângem la acel episod peste 600 de like-uri. Wow, și-ar fi super tare dacă am reușit să facem același lucru, sau mă rog, măcar să fim aproape. Și la acest episod, da? Ar fi chiar super tare și mi-ar arăta că voi încă mai vreți episoade de mod showcase, pentru că, nu știu, adică e destul de greu să le filmez, pentru că nu prea găsesc moduri interesante și sunt destul de greu de prezentat, dar, mă rog, lăsând asta la o parte, modul de astăzi se numește Inventory Pets și implementează în... Fuck you, am spus. Implementează în joc o grămadă de animăluțe ale căror rețete vi le voi arăta eu imediat cu ajutorul Not Enough Item... Not Enough Items. Așa. Pur și simplu sunt niște animăluțe pe care trebuie să le aveți întotdeauna în inventar, în hotbar mai bine zis, și ele vor consuma ca orice animal. Trebuie să mănânce, să trăiască și ele din ceva. Și la, în schimb vă vor oferi diverse buff-uri. Deci mă omoară țânțarii aia. Așa. Fuck. Am spus te oprești. Ok. Firai ei de țânțari, moschito sau ce-or fi ei. Ok. Dacă dăm să mai încet. Fuck, ăștia toți s-aud. Shit. În fine, nu contează. Hai să ne depărtăm un pic atunci. Bun. Așa. Sau de din partea. În fine. Bun, fiecare mob are o rețetă pe care vă voi arăta-o, o să vă arăt eu imediat, da? O să trecem pe la fiecare în parte și o să vă arăt și cu ce se hrănesc. Primul pe listă este Jukebox Pet, care se craftează cu 6 bucăți de lemn, un redstone, un diamant și un gold ingot. Redstone-ul fiind hrana lui. Vedem aici că favorite food este redstone și în momentul în care o să-i scadă durabilitatea sau îi se face foame, o să vă consume redstone-ul din inventar. Da? Deci grijă să aveți redstone-ul în inventar. Vedem așa. Jukebox Pet, Play Disc in Inventory. Da? Trebuie să dăm right click, Pause Resume Disc, tot right click și Skip to Next Disc, Shift cu right click. E, ca să funcționeze, voi trebuie să aveți în inventar discuri. Da? Nu contează unde, puteți să le aveți și acolo, dar trebuie să le aveți. Da, vedem că în momentul în care dăm click dreapta... Ok, trebuie să le ai în hotbar. Așa, da. Ia auziți. Da, s-aude discul. Click dreapta să oprim. Shift click ca să treacă la următorul. Pauză. Shift click ca să treacă la următorul. Trece la următorul, pauză. Bun. Hai mă, pauză am spus. Ok, aparent merge să le ai și aici. Dar cum le mai ai în inventar? Bun. Este destul de buguit în sensul că, după cum vedeți, rămâne muzica. Deci... nu prea ce îi faci, pur și simplu rămâne muzica acolo, da? Mă rog, whatever. Hai să... Na. Să încercăm cumva să... Să vedem dacă merge așa, să oprim. Sperăm că merge. Perfect. Bun. Următorul pe listă este Wither Pet. Pac. Wither. Ok. Pack easy, așa, și o săbiuță. Bun. Avem asta în inventar, se craftează cu Soul Sand, Nether Star și Gold Ingot și cu 6 Coal Nugget. Și Coal Nugget-urile, de fapt toate nugget-urile, se fac pur și simplu din punerea
principalului obiect în crafting table și obțineți 9 nuggeturi. Bun. Nu trebuie să dai click dreapta, nu trebuie să faci nimic. Pur și simplu trebuie să-l ai în hotbar și se hrănește cu Soulsen. Hai să vedem ce se întâmplă. Game mode 0. Game mode 0. Ce se întâmplă în momentul în care spamnăm un Wither Skeleton? Da, vedem că nu primim Wither effect. Da, da, e, dacă l-avem acolo, dacă nu l-avem în hotbar și l-avem sus în inventar aici, ați văzut că primim, începem să primim acel efect. Efect nedorit și, mă rog, care e destul de nasol. Nu știu eu care e treaba cu lifesteal 25%, dar nu contează. Important este că te face imun la Wither effect. Bun. Brewingstand Pet este un animaluț foarte șmecher care face poțiuni random în momentul în care dai click dreapta și trebuie să mănânce Nether Wart, deci trebuie să ai Nether Wart în inventar. Hai să vedem. Click, 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 click 2000 de ori și vedem că a făcut o căruță de poțiuni random. Regen, Strength, Instant Health 2, Fire Resistance, Speed, Strength 2, pac, pac, pac. Deci dacă dăm noi click, 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 click acolo, vedem că face și Splash Potion și d-alea negative, da? Deci nu neapărat numai poțiuni cu efecte pozitive. Nu. Poate să facă și poțiuni cu efecte negative, așa cum v-am arătat adineori. Se craftează cu Cobblestone, Nether Wart, Diamond și Gold Ingot. Black Hole Pet. Oleo, Pet Beginner, wow. Slow Time, da? Deci încetinește timpul în momentul în care dai click dreapta. Se craft... Opa. Ok, nu vedem cum... nu ne arată rețeta, aparent. Dar se hrănește cu... Wow. Ok. Se hrănește cu Obsidian Nuggets. Wow. Da, vedem că... A încetinit timpul un pic, mă rog, nu pentru noi, ci pentru personal, mobii din jur. Cum ar veni, văd că... Cum ar veni în zona aia? Da, ok, dar nu cred că putem să revenim la normal. Decât dacă o aruncăm, da. Sau nu? Cred că în zona asta s-aude foarte dubios. Aparent efectele rămân dacă dispare mobul, ceea ce e cam dubios. Bun, următorul este Pufferfish Pet, care îți oferă thorns, atât thorns, cât și poison. Se craftează, nu ne arată, evident. Ia să vedem. Click dreapta, oare? Trebuie să dăm click dreapta. Glowstone Dust, ok. SM Game Mode 0. Oare dacă dai în ceva... nu-ți dă ție. Aha. Ok, când ai cu el. Da, 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 am înțeles. Am înțeles, da, da, da. Deci poți să-l folosești pe post de armă. Ok, frumos, frumos. Nu știu care e faza cu tornul ăla, dar în fine, nu contează. Magma Cube Pet ne oferă Fire Resistance și abilitatea de a călca pe lavă. Se hrănește cu Nether Quartz, iar Nether Quartz, ok, și se craftează în felul următor. Hai să vedem. Deci avem Fire Resistance 2 și în momentul în care călcăm noi pe nu știu, hai să vedem, poate călcăm, putem să trecem pe chestia asta, așa? Ia. Opa! Ia uite! E ca și cum am stat pe gheață. Și voi, nu putem sări, dar putem aluneca, ceea ce este super tare. Foarte, foarte bun în Nether. Deci, în Nether în special este incredibil. Incredibilă abilitatea asta. Deci, gândiți-vă și voi. Hai să dăm un time set 0 rapid. Bun, și să trecem la mobul următor. Squid Pet
Îți oferă water breathing, underwater vision și swim boost. Da, și se craftează cu lapis nugget, pește bam bam. O să se face așa, așa cum v-am zis. E, și dacă l-avem în inventar, vedem că notăm foarte repede, super repede, vedem foarte bine în apă și de asemenea respirăm mult, mult mai mult. Ca o caracatiță de altfel. Purplicious Cowpet ne dă health regen și fills empty buckets with lava. Da? Deci în momentul în care luăm noi chestia asta, care se craftează, uite așa, Diamond Nugget, Iron Nugget, ok, ne dă regen, dar atenție că trebuie să hrăniți chestia asta cu Diamond Nuggets. Și dacă luăm noi o găleată goală, o să înceapă să o umple cu lava, în mod normal. Ar trebui. Ok, ar trebui. Acum nu știu cum ar trebui să umple. Cred că e random, da? În fin, nu contează. Ideea e că ne dă regen, care este foarte bun. Bun, următorul pe listă este un double chest pet, care se craftează așa. Și în momentul în care dai click dreapta cu el, bam, e ca și cum mai avea un backpack la tine, un ghiozdănel. Și se hrănește cu loguri. Ocelot pet, care se craftează, se craftează așa. Nu știu care e diferența, mă rog. Sperie creeperii și în același timp îți oferă night vision. Hai să și vedem chestia asta. Vedem că fug de noi. Da? Adică nu se apropie, nu se întâmplă nimic. În momentul în care îl ținem în mână, nu. În momentul în care îl avem noi în inventar. Hai să vedem. Da? Deci, acum nu se întâmplă nimic. Dacă băgăm ăsta aici, uite. Toți o iau razna. Foarte tare. Deja îmi sare muștarul de la aia. Holu, mamă, da. Chiar că se sperie aia, adică nu... Aia. Când dați autorul că se sperie, n-a glumit. Ok, hai să vedem. Următorul pe listă este un Mikerson, care ne oferă resistance și secret of life egal nu știu ce. Se hrănește cu diamond nuggets și se craftează așa. Nu știu care e treaba cu secret of life, dar mă rog. Chest pet, aceeași chestie ca și cu double chest, numai că are pur și simplu inventar ca asemănător unui chest normal. Pick pet ne dă bonus hunger saturation, da? Adică o să trească să... de fapt, îți oferă abilitatea de a mânca, mă rog, nu am zis bine. O să mănânci mai rar, asta e toată chestia. Bun, poți să mănânci poisonous foods fără să iei o travă și îți oferă pork chop. Da? Adică, bănuiesc că e random. Adică, na, e random. ok, nu am arătat rețeta, se craftează cu morcovi, de-astea, de-astea, așa, și mănâncă morcovi. Furnace pet smells first item in hotbar. Ok, se craftează în felul ăsta. Deci bănuiesc că dacă tu pui un de-asta aici și dăm click dreapta, sau mă, nici nu cred că trebuie să... Ba da, trebuie să dai click dreapta. Ok, îți... ia uite, poc, 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 poți să ții click dreapta apăsat, vedem că s-aude așa ca un cuptor și îți prăjește goldul. Deci e foarte, foarte bun, foarte șmecher și foarte bun. Adică laminat ar fi genial, genial, chiar ar fi super șmecher. Următorul este Slime Pet, saves you from certain death. Ok, aparent... Mamă, bineînțeles nu-ți arată ce e așa, dar te salvează probabil când cazi de la înălțime, nu știu, e de încercat. Cowpet, care se craftează așa. Removes negative potion effects și fills empty buckets with milk. Deci, dacă, să zici pe multiplayer, că primești un buff, un poison sau ceva, să nu neapărat pe multiplayer, dacă ai făcut asta în inventar, ea te va scăpa de o travă. Bun. Anvil pet slowly
Auto repairs damage items in inventory. Se craftează în felul ăsta, destul de costisitor. Însă dacă tu ai o sabie ruptă sau ceva, hai să să vă și arăt o clipă. Episodul ăsta o să dureze ceva, o să dureze destul de mult, dar sper să vă plac. Ok. Fuck. Game mode 1. Hai să nu, game mode 0 trebuie. Fuck. Putem să spargem și noi astea așa. Vedem că are 55 din 59 și încet, încet ar trebui să se, să se repare. Zice că încet, adică... Cât de încet acum? Asta e... Asta e întrebarea. Se hrănește cu Iron Nuggets. Ok. În fine. Nu... Nu are importanță. Da, mă rog, ați înțeles pe ideea. Bed Pet, care te ajută să dormi, pur și simplu, adică nu o să mai ai nevoie de pat. Bineînțeles, trebuie să fie noapte. Și se craftează așa și se hrănește cu lână. Iron Golem Pet, Temporary Shield. Ia să vedem. Dacă dai click dreapta, Shield Absorption. Oh, în asta se referă prin Shield. Ok. Se oferă 2 minute de Absorption și se craftează în felul ăla. Destul de bun, adică, nu știu, la Survival Games chiar, chiar ar fi bun. Adică, nu știu, să ai buff-uri, de exemplu, dacă ai, nu știu, să le cumperi cumva înaintea jocului și ar fi super tare să poți să cumperi animaluțe de-astea. Enchanting Table, de fapt Enchanting Table Pet, care îți enchantează, de fapt nu îți enchantează, e pur și simplu un Enchanting Table portabil și se craftează cu Obsidian Nugget, cărți și așa mai departe. Pingut Pet uses sonar to help you locate ores and gems. Foarte șmecher ăsta, chiar, chiar îmi place. Se craftează cu Cyan Dye, Diamond Nugget, Diamond și un Gold Ingot. Și hai să vedem dacă punem noi un diamant. Da? Auziți sunetele? Ia. Ne apropiem? S-aude. Cu cât te apropii mai mult, cu atât s-aude mai tare. Foarte, foarte șmecher. Pingat. Ce șmecherie. Ok, următorul este Ghast Pet, care shoots fireballs la right click și se craftează în felul acesta. Ok, hai că distrugem harta degeaba. Mamul! Ok, not bad. Snow Golem Pet, care dă knockback și gives you snowballs. Trebuie să... Deci gives you snowballs, așa, probabil, random. Hai să încercăm să lovim pasărea asta. Nu, hai să spawnăm ovac. Oh, ce-o pleznește. Dă-i, mă, cu biciu, zici că pleznești pe cineva la fund. În fine, nu contează. Ok, sărim peste. Crafting Table Pet, care probabil v-ați prins, este pur și simplu un crafting table portabil. Creeper Pet explodes și te face imun to explosions. Foarte șmecher. Deci poți să bubui. Oh, oh my god, asta e genial laminat. Oh my god. Deci chestia asta ar fi genial laminat. Se craftează în felul acesta și mănâncă gunpowder. Hai să, să vă și arăt cum, cum ar fi la o sesiune de minat. Să zicem că mergi frumos. What? Coin? What? Doamne, fer reclamă la Orspawn. Să zicem că vrei să mergi laminat. Ha, mă, păi bubuie așa. Doamne. Ok. Ok, păi în ritmul ăsta chiar că minezi și adevăratul sens al cuvântului minat. Ok, gata, gata. Ajunge. Ajunge, deja ne-am distrat foarte mult. Quantum Crystal Monster Pet, care sumonează minioni. Nu știu ce fac ăștia, dar ideea e că sumonează niște minioni, spawnează niște minioni. Hai să și vedem pe băieți. Da, vedem că sunt niște ăștia foarte dubioși. Mini Quantum nu știu ce, nu m-am prins încă ce fac, dar probabil o să vă prindeți voi.
Puf, Cloudpad îți dă Fast Flight și Lightning Strike la click dreapta. Rețeta, bineînțeles că nu arată. Slam, foarte ușor. Unde ții tu cursorul? Acolo fulgeră. Și, bineînțeles, poți să zbori mai repede. Bineînțeles, dacă ești în creativ. Da? Deci nu... nu în altceva. Bun. În continuare avem Spider Pet, care se craftează așa și îți oferă Jump Boost. Îți dă abilitatea de a te cocoța pe pereți și Hang on Wall, dacă ții Shift. Gives you string. Ok, hai să luăm, să vedem. Da, deci aici nu avem liane, pur și simplu ne cocoțăm. What? Ok, apare în Shift-ul, nu merge, dar mă rog. Cred că trebuie să apăsăm... Ah! Aha! Ok, trebuie să apeși și W. Bun, nimic foarte interesant. Mă rog, de fapt e foarte interesant, da, în fine. Enderman Pet, teleport la right click și auto-teleport în momentul în care viața ta este low. Se craftează cu coal nugget, obsidian nugget, diamond și gold ingot și mănâncă obsidian nuggeturi. Da? Vezi că se te teleportează unde ții cursorul, dacă nu mă înșel. Mai cam random așa un pic, da? În fine. Nu contează. Destul de random totuși, da? Mă rog. Bun. Ship pet. Cazi încet și gives you wool. Se craftează așa și probabil mănâncă wheat. Chicken pet îți dă speed boost și îți dă ouă, de asemenea, care și se craftează așa. Foarte ciudat este că aceste animale se craftează și nu se spawnează, ceea ce e dubios. Da, na, dacă asta a vrut să fac autorul, na, n-am ce-i fac. Bun, și ultimul, Nether Portal Pet, te teleportează în Nether și înapoi la right click. Mănâncă obsidian nuggets sau Nether quartz. Hai să vedem. Pac, right click și vedem că ne-a teleportat în Nether. Hai da. Ok, și ne-a dat și Fire Resistance 3. Foarte tare, foarte, foarte tare. Și dacă dăm click dreapta, ne teleportează înapoi. Dar avem Blindness 3. Un pic acolo. Deci, ăsta cred că ar fi cel mai șmecher mob dintre toți. Pentru că pur și simplu nu mai ai nevoie de Nether Portal. Adică, totuși. După cum vedeți, vă teleportează exact în același loc de unde v-ați teleportat voi în prima dată. Deci, nu e că vă teleportează chiar atât de random. Bun. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!